Primarul Lucian Iliescu a declarat că o regiune ar trebui formată din maxim 3 județe, astfel încât distanțele până la reședințele noilor regiuni să fie mai mici. Oamenii nu își pot permite să meargă până la Ploiești sau Pitești pentru a-și rezolva o problemă care ține de o instituție sau alta, a arătat primarul Iliescu. În opinia sa, regionalizarea nu se poate face decât după o analiză serioasă și nu peste noapte. După mine, maxim 3 județe trebuie strânse la o regiune. Maxim! Și în felul ăsta putem să rezolvăm problema. Și bineînțeles, o cedare treptată a structurii noi, a structurii vechi, către structura nouă. Ca să facem ceva, ca să facem nimic. Iar președinții Consiliului Județene erau de mare valoare pentru administrația locală. Acum ai scos din joc ce pui? Ce pui în locul lor? Lucian Iliescu a mai declarat că nici comasarea comunelor nu este o propunere viabilă în forma în care a gândit-o actuala putere. Primarul municipiului spune că ar trebui luat exemplu de la alte state, unde organizarea administrativ-teritorială este bine pusă la punct. Și nu vrea lumea să se uite, ia mă să ne uităm la nemți ăștia, cum au ei acolo aceste landuri, cum au ei aceste zone regionalizate, cum au olandezii, cum au eilanții și să vedem care e forma cea mai bună. Dar trebuie studiată și, bineînțeles, într-o consultație permanentă. Și o consultație trebuie să existe, acel referendum ca să vrești. Aveți de gând, vreți cum vreți și așa mai departe. Și că nu se poate. Vrea ieri să-l fac, că s-a gândit ei că au stat vreo 3 mandate și nu l-a făcut. După vremea lui Constantinescu să așteaptă să facă regionalizarea asta. Și dacă nu facem calme, facem un haos așa, o bramburea de asta, nu mai știu după unde să mai apuci.